Salvare de sub dărâmături, la suprafață și luarea urmei. Acestea sunt cele trei capitole la care zeci de câini s-au antrenat pentru a deveni cei mai buni în situații de criză. Printre invitați s-au numărat patrupede, inclusiv din echipa națională de salvare de la Craiova. Deși ceea ce am văzut aici sunt deocamdată câini începători, cred că se va ajunge foarte departe. Domnul Vilelean vrea să facă, care este un adevărat profesionist, vrea să facă din acești câini, câini de căutare salvare și cred că va reuși. Clubul de dresaj canin România prin clubul de dresaj Fidelius CDC, Deva și-a propus să organizeze anul acesta peste 50 de acțiuni kinologice în județul Hunedoara. Stagiul câinilor de salvare a fost doar începutul. Săptămâna viitoare va mai avea un stagiu național câini de pază special în Mondioring. Antrenamentele se desfășoară pe terenul Fidelius și pe dealul cetății în cele două săptămâni. Stagiul de pregătire al câinilor de salvare a fost primul de acest gen din anul 2013.